Dumnezeu să asculte rugăciunea noastră și să ne descopere fața sa, să-l vedem pe el. Vreau să vă invit să ne ridicăm și să citim cuvântul lui Dumnezeu din Coloseni, capitolul 1, de la versetul 24 până la Coloseni, capitolul 2, versetul 7. Coloseni 1, cu 24. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Pentru ca să le se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbirea măgitoare. Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Amin. Vă rog să luați loc. E o întrebare pe care știu că am mai pus-o de multe ori de aici de la Amvon, dar cred că ne face bine să ne o amintim. Și mie îmi face bine să mi-o amintesc. La fel ca un călător pe mare, nu știu acum cum se călătorește pe mare, dar probabil că există această procedură, acum probabil este pilot automat, nu știu, dar din când în când trebuie să te uiți la busolă și să-ți verifici dacă mergi în direcția în care trebuie. Sau să te uiți pe aparatele care îți arată direcția. Cred că această întrebare are rolul de a ne recalibra. Dacă te-ar întreba cineva, de ce trăiești pe acest pământ? Care-i scopul tău? Ce îi răspunde? Ce scop final urmărești cu viața ta? Poate vei spune, vreau să fiu de folos societății și ai fi apreciat de societate pentru asta. Ai fi un om care iubește societatea. Sau vei zice că vrei să-ți crești copiii și asta e un lucru nobil, e un lucru extraordinar. Dar să zice că interlocutorul tău te va întreba, de ce? Și tu îi vei da un răspuns. Și el te va întreba din nou, de ce? Care e scopul final? După ce dai toate cojile la o parte, ce găsești în mijloc? Care este scopul final al existenței tale? Ce urmărești? Unii oameni își dau seama că nu știu. Că doar au preluat niște răspunsuri din societate, niște direcții pe care le impregnează societatea, pur și simplu merg cu cursul apei, merg în direcția în care curge râul, nu au o direcție a lor. Dar oare ce urmărește Dumnezeu cu tine? Ce vrea Dumnezeu de la tine?
Asta e o întrebare care neapărat trebuie să ne punem. Poate v-ați spus-o, poate aveți un răspuns deja, sau poate nu. Care crezi că este scopul lui Dumnezeu cu tine pe acest pământ? E o întrebare foarte importantă. Textul pe care l-am citit astăzi formulează un răspuns. Sigur, Scriptura îl formulează în multe locuri și în mai multe feluri, dar toate cele formulări, dacă le pui la oaltă, țintesc în același loc. Poate că această formulare a Apostolului Pavel de aici, care o găsim în versetul 28, care descrie scopul luptei și lucrării sale, poate că această formulare dă unul dintre cele mai precise și succinte răspunsuri la această întrebare. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Despre asta vreau să vorbesc astăzi, despre ce înseamnă să fii desăvârșit în Hristos. Există o sectă numită a desăvârșiților. Și probabil acei care cunosc despre această sectă, care pretind că liderii lor au atins o desăvârșire, ei nu mai păcătuiesc, ei nu mai pot păcătui. Au atins un nivel de maturitate în care ei devin fără greșeală. Probabil acei care cunosc despre această sectă pot avea o ușoară alergie la cuvântul desăvârșit, dar ăsta e cuvântul Scripturii. Trebuie înțeles ca atare, și este voia lui Dumnezeu pentru noi. Vreau să explic ce înseamnă aceasta. Voia lui Dumnezeu este să fim desăvârșiți în Hristos. Sensul cuvântului desăvârșit aici nu este acela că tu devii fără greșeală, fără niciun fel de păcat. Într-un anumit sens, noi toți cei care am crezut în Hristos am fost făcuți desăvârșiți. Și chiar eu am spus asta de mai multe ori pentru că o spune Scriptura. Dar mai este un sens în care trebuie să fim făcuți desăvârșiți, nu doar ca statut, nu doar ca poziție, ci și ca purtare. Și aici sensul de desăvârșit are sensul de maturitate, de asemănare cu Hristos. De aceea expresia nu este doar să fim desăvârșiți, ci să fim desăvârșiți în Hristos. Cred că scopul și planul lui Dumnezeu este desăvârșirea noastră deplină. Și cred că acest lucru se va realiza până la intrarea noastră în veșnicie. Ultimul act de creație a desăvârșirii noastre va fi chiar trecerea pragului către veșnicie. Dumnezeu promite și va face asta. Cred de asemenea că în viața aceasta noi nu atingem această stare a desăvârșirii de pline. Dar suntem chemați la aceasta și putem face progrese semnificative în creșterea, maturizarea, în asemănarea noastră cu Hristos și asta trebuie să fie ținta noastră. Pavel spune, pentru asta mă lupt și ne luptăm și ne dorim să înfățișăm pe orice om înaintea lui Dumnezeu așa. Domnul Iisus, în predica de pe munte, Matei 5,48 spune, voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Așa cum, din punct de vedere biologic, scopul trupului nostru este maturitatea și este programat în noi, celulele noastre, trupul nostru se dezvoltă în așa fel încât să atingă maturitatea. Mergem și spre moarte, pentru că există păcatul în noi. Dar Dumnezeu a creat trupul acesta ca el să se maturizeze, nu ca să rămână în infantilitate. Omul tău cel nou, nașterea ta din nou, a produs în tine o făptură care și ea trebuie să se maturizeze, din punct de vedere spiritual. Este făcută pentru desăvârșire, pentru asemănare deplină cu Iisus Hristos. De multe ori noi ne dorim, dacă se poate, ceva mai mult. De multe ori ca creștini, și vorbesc și în dreptul meu, m-aș fi mulțumit cu mult mai puțin.
cu starea de confort. De multe ori ce simțim noi este un confort. Este să avem suficient din toate, astfel încât să ne simțim bine în pielea noastră. Și uneori ne simțim așa de bine încât nu înțelegem de ce Dumnezeu tulbură această stare de echilibru perfect din viața noastră. De ce mai îngăduie lucrul ăla? Ce trebuie chestia aia să vină în viața mea? Era așa de bine, Doamne. De ce ai tulburat lucrul ăsta? Dar scopul lui Dumnezeu este desăvârșirea noastră, nu este în primul rând confortul nostru. Biblia nu spune că scopul nostru este să fim bogați sau sănătoși, nici măcar să fim împliniți, cu toate că Dumnezeu are acest lucru în vedere la un nivel mult mai adânc decât simțim noi. El va crea împlinire în tine, va aduce o împlinire, dar la un nivel mult mai adânc decât îți dorești tu, sau decât îmi doresc eu uneori. Dar de ce vrea Dumnezeu desăvârșire și nu doar o îmbunătățire sau o creștere? Că nu ne-ar place, doar o îmbunătățire, doar o creștere. Suficient ca să fiu eu mulțumit. O să citesc două citate din C.S. Lewis, unul mai scurt și unul mai lung, pentru că mi se pare că el descrie foarte bine acest lucru. Când el a spus desăvârșiți, se referă la Dumnezeu, el a avut în gând tocmai aceasta. El a vrut să spună că noi trebuie să facem tratamentul complet. E greu, dar genul de compromis după care tânjim noi este mai greu de atins. De fapt, este imposibil. Și când zice acest gen de compromis, se referă la o îmbunătățire a vieții noastre. Nu vrem neapărat desăvârșit, doar o îmbunătățire. Este greu ca un ou să se transforme în pasăre. Ar fi mult mai greu însă să învețe să zboare dacă ar rămâne tot ou. În prezent noi suntem ca ouăle. Nu putem continua la nesfârșit să fim doar ouă obișnuite. Trebuie să scoatem pui sau să ne stricăm. Și Dumnezeu vrea să ne transforme. Nu poți rămâne în starea în care ești la nesfârșit. Dumnezeu nu acceptă asta. Și acum al doilea citat, care e un pic mai lung, în care explică, de fapt, mai detaliat acest concept. Când eram copil, aveam deseori dureri de dinți. Și știam că dacă mă duc la mama, ea îmi va da ceva să-mi ia durerea în noaptea aceea și să mă lase să dorm. Dar eu nu mă duceam la mama decât atunci când durerea era foarte mare. Motivul pentru care nu mă duceam era că știam că mama îmi va da aspirină. Dar mai știam încă ceva. Știam că a doua zi dimineața avea să mă ducă la dentist. Nu puteam obține de la ea ce vroiam decât dacă obțineam ceva mai mult, ceva ce nu doream. Eu voiam scăpare imediată de durere, dar nu puteam obține fără ca dinții mei să fie tratați în mod corespunzător. Eu știam cum sunt dentiștii, știam că ei încep să lucreze la toți ceilalți dinți, care încă nu începuseră să mă doară. Ei nu voiau să lase să doarmă câinii care dormitează. Dacă le dai un deget, ei ți-au toată mâna. E bine, Domnul nostru este ca și dentiștii, dacă îmi permiteți să spun așa. Dacă îi dai un deget, el îți va lua toată mâna. Zeci de oameni merg la el ca să fie vindecați de un anumit păcat de care le este rușine. Păcate cum sunt masturbația sau lașitatea fizică, sau care le ruinează viața de fiecare zi, cum sunt lipsa de control sau beția. Ei bine, el îi va vindeca, dar nu se va opri acolo. Se poate ca ei să fie cerut doar atât. Dar odată ce l-ai chemat, el îți va da tratamentul complet. Acesta este motivul pentru care el i-a avertizat pe oameni să socotească costul înainte de a deveni creștini. Să știi hotărât, spune el, că dacă îmi dai voie, eu te voi face perfect. În momentul în care te lași în mâinile mele, intri în procesul acesta, nimic mai puțin și nimic altceva. Tu ai voință liberă. Și dacă vrei, mă poți da la o parte. Dar dacă nu mă respingi, să știi că eu voi duce până la capăt lucrarea aceasta, oricât ai avea de suferit în viața ta pământească. Orice purificare de neconceput ar trebui să suferi după moarte. Oricât m-ar costa pe mine, eu nu mă voi odihni și nu te voi lăsa nici pe tine să te odihnești până când nu vei fi literalmente perfect.
până când tatăl meu nu va putea spune fără rezerve că își găsește plăcerea în tine, așa cum a spus că își găsește plăcerea în mine. Lucrul acesta îl pot face și îl voi face. Dar nu mă voi mulțumi cu nimic mai puțin decât aceasta. Dumnezeu nu se va mulțumi cu nimic mai puțin decât aceasta. Și acum vreau să revin la textul din Coloseni. Apostolul Pavel împărtășește cu colosenii și le spune despre suferința lui pentru care el se bucură, pentru ei se bucură. Suferința lui era pentru ei. Pavel a fost arestat în Ierusalim tocmai pentru că el predica neamurilor. Și atunci când i s-a dat dreptul să se apere și a spus mărturia lui și când a ajuns și a menționat chemarea pe care a făcut-o Hristos, iată, te trimit la neamuri, mulțimea a explodat. Până atunci l-au ascultat, s-a făcut liniște. Dar când a zis, iată, te trimit la neamuri, au luat foc toți. Fapte 22, versetul 21-22. Și au zis, ia de pe pământ pe omul acesta. Pavel stătea în închisoare pentru că predica neamurilor. Și Pavel zice, mă bucur. Mă bucur pentru că împlinesc ce lipsește suferinței lui Hristos. Sigur, el nu suferea în mod mântuitor, cum a suferit Hristos pentru noi, ci suferea ca unul care ducea Evanghelia și care era parte a bisericii și când suferă biserica, suferă Domnul Iisus Hristos. Fratele Taloș explica acest verset când și cita din Filipeni 2:30, unde se vorbește despre Epafrodit, care cu riscul vieții sale a transmis darul filipenilor către Pavel, care era în închisoare. Și zice, el a făcut ce lipsea slujbei voastre. Voi ați adunat totul, ați pregătit totul, dar mai lipsea ceva, trebuia transmis. Dacă tu îți cumperi ceva online, dar nu ai livrare, te poți bucura de ce ai cumpărat? Nu! Mai lipsește ceva, e un element cheie. Și câteodată plătești transportul mai mult decât produsul. Aceasta lipsea, Evanghelia trebuia dusă. Pavel nu creează Evanghelia, el o duce, o transmite mai departe. Și zice, eu fac asta cu bucurie și sunt gata să sufăr pentru asta. Pavel suferă și această lucrare era parte din acea lucrare mai mare de a înfățișa pe orice om desăvârșit înaintea lui Hristos. Aceasta presupune muncă și presupune suferință. Și o întrebare care vreau să ne punem, suntem noi gata să suferim, să plătim un preț pentru creșterea, maturizarea noastră? Poate e prețul efortului, poate e prețul autodisciplinei sau durerea disciplinării, dar pentru maturizarea celor din jurul nostru. Pavel zice, eu sufer cu bucurie asta, pentru că Evanghelia ajunge la voi și eu mă bucur când văd rânduiala și statornicia credinței voastre și tăria credinței voastre. Îmi dă o bucurie nespusă lucrul ăsta, chiar în suferințele mele. Mă întreb dacă spiritul ăsta ne caracterizează și pe noi. Mă întreb pe mine cât de mult mă caracterizează. Sunt lideri în biserica noastră care sunt coloana vertebrală a bisericii, lideri care au în grijă sufletele din grupul lor. Simțim povara asta? Pavel zice, Dumnezeu mi-a dat o isprăvnicie de a întregi cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat inspirație, astfel o bună parte din Noul Testament sunt scrierile lui Pavel. Pavel era conștient că Dumnezeu i-a dat această responsabilitate, pentru că el avea să vorbească despre taina lui Hristos, în mod special. Taina care e descrisă mai detaliat în Efeseni, capitolul 3. Esența acestei taine este Hristos ca persoană, dar mai specific este faptul că în Hristos și neamurile și evreii deveneau un singur trup. Pavel are acest mesaj să-l aducă. Și neamurile și evreii au aceeași răscumpărare, aceeași nădejde, sunt împreună biserica. Nu este o biserică a neamurilor și o biserică a evreilor, ci toți împreună formează biserica lui Hristos.
Pavel vorbește despre lupta și lucrarea lui și spune, iată la ce lucrez și mă lupt eu. Vreau să știți cât de mare luptă duc pentru voi. Maturitatea spirituală necesită luptă și muncă. Este lucrarea lui Dumnezeu și o să explic în ce mod, dar în același timp ea presupune luptă și muncă și din partea noastră. Atât când vine vorba de maturizarea mea, că nu o să mă maturizez dacă nu mă lupt cu lenea mea, să mă scol din pat și mă pun să citesc Scriptura. Că și mie îmi place să dorm dimineața. Dar dacă nu mă lupt și nu mă zmul din patul ăla, nu o să mă maturizez niciodată. O să treacă ani și ani și o să încărunțesc și maturitatea nu vine duhovnicească. Și dacă nu-mi iau timp să mă rog, și mie gândurile în zbor la câte am de făcut în ziua aia și mi se pare, of, mai am, trebuie să mă și rog. Și apoi Duhul îmi amintește, stai puțin, omule, tu crezi că prin puterea ta faci astea? Tu crezi că poți rodi tu? Fără Duhul meu? Fără dependența de mine? Așa cum un agricultor nu poate face să crească nimic din pământ. Agricultorul nu face nimic să crească, dar poate să pună o sămânță, poate să o acopere, poate să o ude, poate să smulgă buruianul și apoi va avea roadă. Dar cine face să crească? Agricultorul? Ateistul ar zice principiile naturii, dar cine ține aceste principii ale naturii în ființă și le face să funcționeze? Dumnezeu dă creșterea. Dumnezeu dă creșterea duhovnicească. Dar noi avem un rol aici. De ce Pavel vorbește, nu zice, no, acum maturizați-vă, punem totul în mâna Domnului. Zice, eu mă lupt și lucrez la asta. Pavel simțea o responsabilitate. Cum mă lupt și lucrez eu pentru maturizarea mea sau a celorlalți? Cum e rugăciunea mea în acest sens? Ce fac în mod concret pentru a crește în această privință? Mă rog ca Dumnezeu să aprindă pasiune și dorință în noi pentru asemănarea noastră și altora cu Hristos. Chiar mă rog ca Dumnezeu să pună durere în sufletul nostru, acea durere sănătoasă pentru maturizarea altora și a noastră. Acea durere pe care o simte un părinte când își vede copilul care ar fi trebuit să fie mai matur, dar încă acționează infantil. Eu simt câteodată durerea asta. Am ajuns să-mi amintesc de un prieten care are copii mai mari și spunea, Doamne, când o să se coacă odată? Are doi băieți. Doamne, când o să se coacă odată? Așteptăm și noi coacere, dar și în viața noastră. Doamne, când o să mă maturizez odată? Când o să trec odată de pragul ăsta? Când o să încetez să mai gândesc așa? Când o să încetez să mai simt în felul ăsta? Când o să am în sfârșit reacțiile tale? Modul tău de a gândi. Mă rog ca Domnul să pună lucrul ăsta ca o povară sfântă pe inima liderilor din biserica noastră. Să simtă asta pentru cei din grupurile lor. Dar numai pentru lideri, ci pentru fiecare din noi să simțim responsabilitate. Tații să simtă responsabilitate pentru copiilor și mamele la fel. Nu numai responsabilitate să le dea mâncare și educație, așa, ci responsabilitatea de a-i vedea după chipul lui Hristos, să agonizeze pentru asta. Cei care au copii spirituali, să nu se mulțumească doar cu nașterea lor din nou, ci să se lupte în rugăciune ca aceștia să fie desăvârșiți în Hristos. Asta era spiritul apostolului Pavel. Pavel zice, maturitatea este pentru orice om, versetul 28. Și noi suntem incluși. Sigur, el vorbește în contextul neamurilor și evreilor, dar nu numai în contextul ăsta. Afirmația poate fi dusă și mai departe. Dumnezeu nu a pregătit maturitatea doar pentru unii, doar pentru unii lideri, doar pentru unii credincioși. Maturitatea este chemarea ta, indiferent cine ești, indiferent în ce stare socială, ce educație ai, ce funcție ai sau n-ai în biserică, Dumnezeu te cheamă la maturitate. Chiar dacă ești adolescent, chiar dacă ești proaspăt întors la Domnul, chiar dacă ești un copil care e crezut în Hristos, Dumnezeu te cheamă și pe tine la maturitate.
Asumă-ți agenda aceasta lui Dumnezeu. Aseară discutam în grupul nostru despre subiectul ăsta și am lansat provocarea și am spus cum ar fi să venim toți la grup, chiar dacă venim online o parte dintre noi, să venim nu cu gândul doar hai să-mi fac prezența sau doar să fiu și eu, doar să ascult ce o să fie, ci cu gândul să dau ceva, să contribui și eu la maturizarea celorlalți. Nu le pot fi mentor tuturor, dar pot aduce o binecuvântare care Dumnezeu să o folosească acolo. Pot face un gest frumos. Pot pregăti, nu știu, un gând. Pot pregăti o întrebare măcar. O întrebare bună face foarte mult într-o discuție de grup. Vino cu o întrebare. Vino cu o experiență. Vino cu un motiv de mulțumire. Spune o încurajare cuiva. Planifică-ți-o de acasă. Vânează-o și spune-o. Fă ceva pentru binecuvântarea celorlalți. Contribuie la maturizarea. Îndreaptă privirea spre Hristos în vreun fel. Este pentru orice om. Epafras se ruga. Și-am mai amintit și acum 2 săptămâni această rugăciune a lui Epafras. De data asta voi pune accentul pe un alt cuvânt în rugăciunea lui. 4:12 în Coloseni. El este roba lui Hristos. Totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile voastre. Epafra simțea lucrul ăsta, pe care îl simțea și Pavel. Pentru ce se luptă? Pentru ca desăvârșiți, de nou apare cuvântul acesta, și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Epafra se ruga pentru maturitatea lor. Dar nu se ruga doar așa, ca pe o chestie care o mai menționa. Pavel zice, am remarcat la el chiar o agonie, o luptă în rugăciunile lui. Domnul să ne aprindă inima și să ne dea acel duh pe care l-a avut și Epafras. Dacă inima noastră rămâne nemișcată în fața acestui adevăr, haideți să cerem Domnului să o zdrobească, să simțim și noi această tânjire. Ea era și în inima autorului epistolei către evrei, care spune așa, asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință ca cineva să vă învețe. Apostolul Petru, același gând, aceeași preocupare, când spune, lepădați orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de invidie, de clevetire și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Era în inima tuturor autorilor Scripturii pentru că este în inima lui Dumnezeu maturitatea pentru noi. Dar maturitatea, desăvârșirea spirituală, autentică este doar în Hristos. Atenție! Maturitatea nu este în nimic, în nimeni altcineva, decât în Hristos. Și vreau să lămurim puțin ce înseamnă maturitatea. Poate vi se pare ciudat că am vorbit atât de mult despre ea, dar n-am explicat-o. E și simplu, e și greu de înțeles. Pentru că e un concept foarte complex. Este asemănarea cu Hristos. Dar pentru a înțelege mai bine, o să spun ce nu este maturitatea. În unele medii, maturitatea este asociată cu anumite daruri spirituale, de exemplu, a vorbi în limbi sau a profeți. În alte contexte, este confundată cu activismul religios, care nu înseamnă neapărat maturitate. Maturitatea poate fi confundată cu o viață de disciplină riguroasă sau cu roade în sensul de succes al activității într-un anumit domeniu de slujire. Asta încă nu înseamnă maturitate. Poate fi un lucru bun, dar nu e maturitate încă. Uneori poate fi confundată cu poziția ocupată de cineva. Te uiți la cineva, arată bine, are o poziție bună și zici, bă, este sigur un om matur. Poți să ai mari surprize. Chiar dacă e într-o lucrare spirituală. Alteori, chiar o fire temătoare, naivă, emotivă, poate trece drept maturitate spirituală. Chiar dacă în cele de mai sus pot exista elemente care sunt parte a maturității, ele nu garantează totdeauna maturitatea. E important să înțelegem standardul, ce care este modelul de maturitate. Modelul de maturitate este Hristos.
Ceea ce urmărește creștinul și ceea ce trebuie să urmăresc zi de zi este asemănarea mea cu Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel în Filipeni 4, în Efeseni 4 spune, el a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători, pentru desăvârșirea sfinților. Apare iarăși acest concept de maturitate. În vederea lucrării de slujire, până vom ajunge toți la unirea credinței și cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ăsta este standardul. Pavel zice, eu pentru acest standard lupt. Existau concepte de maturitate și în vremea în care scrie apostolul. Poate că pentru, nu știu, filozofi, maturitatea însemna să ai deplinătatea cunoștințelor, să cunoști scrierile clasicilor, să știi ce a zis cu tare și cu tare, sau să ai un anumit mod de viață. Pentru evrei însemna să ții cu strictețe toate tradițiile, poate. Pavel zice, Hristos este standardul. Versetul 15 din Efeseni 4. Ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. El este standardul. Ioan, în 1 Ioan 2 cu 6, spune, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Doar cunoașterea lui Hristos produce creștere duhovnicească. Și cunoașterea lui Hristos poate fi prezentată în două feluri și vreau să nuanțez. Există o cunoaștere doctrinară. Astăzi, câteodată oamenii așa strâmbă din nas când aud cuvântul doctrină, de parcă ar fi ceva greșit. Trăim într-un mediu al relativismului, o societate în care e la modă fiecare să aibă modelul lui de gândire. Fiecare să aibă concepția lui. Tu îl vezi pe Hristos într-un fel și eu îl văd pe Hristos în alt fel și nu e nicio problemă. Bă, da, uneori e o problemă. Pentru că doctrina despre Hristos nu poate fi după cum îmi place mie. Laurențiu a inclus în ghid și ne-a pus de două ori să-l citim cel puțin, Crezul de la Calcedon. Acel crez este scris cu precizie chirurgicală. Fiecare cuvânt, fiecare termen ales a fost dezbătut și discutat înainte să fie scris acolo. Pentru a evita orice greșeală, orice eroare, pentru că orice eroare în Hristos, în doctrina cristologică, este catastrofală. Și istoria a dovedit lucrul ăsta. De aceea s-au strâns teologii, liderii bisericii și au spus trebuie să articulăm exact ce credem, să scriem ce credem ca toată lumea să înțeleagă asta. E important să cunoști doctrina. Dacă în mintea ta e un ghiveci teologic despre Hristos, ia-ți timp și citește. Citește în primul rând Scriptura cu atenție. Fă cu minuțiozitate studiul pe care îl faci. Citește Epistola către Coloseni. Ia în serios. Ia un manual de teologie și citește. Citește un capitol, nu trebuie să citești tot. Trebuie să înțelegi cine e Hristos și mai ales când vine vorba de divinitatea, de suficiența Lui, de lucrarea Lui de mântuire, de cine este persoana Lui, să înțelegi Trinitatea, să o înțelegi, cât poți să o înțelegi. Ia-ți timp. Hristos și Pavel de multe ori când vorbește despre cunoașterea Lui Hristos, aici vorbește în sens doctrinar, pentru că se referă la tăria credinței lor, e vorba de învățătură. Mai este un sens al cunoașterii Lui Hristos, și anume cunoașterea personală, o cunoaștere interioară personală, care vine din experiență. Această cunoaștere se realizează pe traseul drumului de la credință la dragoste. Și îmi place foarte mult cum spune Petru în 2 Petru 1, 1 la 15. E un text un pic mai lung, dar dați-mi voie să intru puțin în el. Simon Petru, rob al și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie mulțite, cum? Prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos.
Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, cum? Din nou, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. Prin care el ne-a dat și făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți. Și aici e vorba de munca noastră. Dați-vă și voi toate silințele. Ce să uniți? Și vreau să dați atenție la lucrurile care se unesc și la traseul, la ordinea acestor lucruri. Să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Credință, faptă, cunoștință. O să mă opresc doar la acestea trei, din cauza timpului. Ce vine întâi? Prima oară vine credința. Ca să ajung la cunoștință, credința mea trebuie să treacă prin faptă. Trebuie să adaug fapta la credință, că dacă eu nu trăiesc ceea ce cred, nu voi ajunge niciodată să cunosc cu adevărat. Vei cunoaște doctrina, dar nu vei cunoaște substanța acelei doctrine. E ca atunci când ai învățat din cărți cum se conduce o mașină, dar n-ai pus mâna niciodată pe volan. Trebuie să faci ca să ajungi să cunoști. Drumul este de la credință și se termină la dragostea de oameni, iubirea de oameni. Și trece prin faptă, cunoștință, răbdare, evlavie, dragoste de frați, iubire de oameni. Acest mod de cunoaștere, acest gen de cunoaștere, suntem chemați la el. Acest gen de cunoaștere produce maturitate. Uitați ce spune mai departe. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește, din nou, deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Asta este o frază care descrie maturitatea. Maturitatea, deplina cunoștința Domnului Iisus Hristos se realizează când unește aceste lucruri. Și presupun și efortul tău. Este dezideratul lui. Uitați-vă cât accent pun autorii Scripturii, cât de mult își doresc asta pentru noi. Cum termină Apostolul Petru acest paragraf. De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tare în adevărul pe care îl aveți. Deci voi sunteți tare în doctrina voastră. Știți, dar eu vreau să vă aduc aminte că e așa de important lucrul ăsta. Socotesc că este drept cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin treji, aducându-vă aminte, căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos, îmi voi da osteneala, dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Asta era un mesaj cheie în ceea ce avea de spus Petru. Nu vă sună același spirit ca la Pavel? Pentru asta mă ostenesc, lucrez și mă lupt eu, ca voi să creșteți. Vă spun sincer, mă rușinez, în primul rând de mine, de nepăsarea mea pe care uneori o văd în creșterea mea spirituală și de-a fraților mei uneori. Haideți să ne cercetăm și să ne lăsăm pătrunși de acest cuvânt. Ce înseamnă în mod practic maturitate? Păi, practic înseamnă că Hristos este standardul în tot ceea ce înseamnă practica noastră. Galateni 4:19. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până când va lua Hristos chip în voi? Cât din Hristos se vede în mine? Cât din Hristos se vede în mine când vorbesc cu soția mea? Sau când vorbesc cu copiii mei, cât din Hristos se vede în mine când conduc mașina pe stradă și respect sau nu alți șoferi, cât din Hristos se vede în mine când ești la școală, când ești la serviciu. Ce ar face Iisus în locul meu? E o întrebare celebră, dar foarte bună, e o întrebare cheie. Ce ar face Iisus în situația asta?
Hristos este standardul atât în practica noastră, dar nu numai în exterior, dar și în interior, că totdeauna exteriorul e expresia interiorului. Noi nu facem doar o conformare exterioară, ci o transformare din interior spre exterior. Asta face Dumnezeu în noi și la asta colaborăm noi cu Dumnezeu. Filipeni, capitolul 2, dacă este vreo îndemnare în Hristos, vreo mângâiere în dragoste, vreo legătură a Duhului. Și termină, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. Cum ar gândi, cum ar simți Iisus Hristos în situația asta? Cum ar reacționa Iisus? Cum ar zâmbi Iisus? Trebuie să ajungă până în cele mai mici detalii ale vieții noastre această asemănare cu Hristos. Pentru că Dumnezeu va duce la bun sfârșit și El nu se oprește până când nu-i penetrat totul. Pentru că tot ce nu este din Hristos, tot ce nu este ca Hristos, va fi ars în noi. Va fi distrus tot ce-i firea ta pământească, Dumnezeu aruncă la gunoi în final. Doar ceea ce este asemănare cu Hristos rămâne în eternitate. Tu nu poți căra firea pământească după tine. Asta nu înseamnă că Domnul ne depersonalizează. Nu vă faceți griji de asta. Hristos capătă o nuanță, o aromă, o formă unică în fiecare, dar Spiritul este al Lui totdeauna. Hristos este nu numai modelul, standardul maturității, El este sursa maturității noastre. Nu am timp să citesc toate textele pe care le am, dar doar pe scurt, Pavel zice, în el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii. O să citesc doar parte din versete. Coloseni 2, 1 la 3. Noi nu putem fi desăvârșiți în fața lui Dumnezeu decât în Hristos. Nu prin lege, nici prin ținerea tradițiilor, nu prin cunoașterea unor teorii, nu prin misticism. Pentru că nu există, așa cum am mai spus, desăvârșire pentru om înaintea lui Dumnezeu decât în Hristos. Singurul despre care Dumnezeu a declarat, iată Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea, este Iisus Hristos. Și El nu-și poate găsi toată plăcerea în mine și nu-și poate găsi plăcerea în mine decât în Hristos, decât în această nouă identitate, decât când sunt îmbrăcat cu haina Lui și la aceasta lucrează Dumnezeu. Noi putem fi desăvârșiți doar prin puterea Lui. Așa cum am spus, agricultorul nu poate să facă să crească nimic, este puterea lui Dumnezeu care face să crească lucrurile. El creează doar contextul, dar cel ce dă creștere este Dumnezeu. Maturizarea spirituală a creștinului este cu colaborarea acestuia, dar nu este prin puterea sa. Dumnezeu face această lucrare. Coloseni 1 cu 11, întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei Lui pentru orice răbdare și îndelungă răbdare. Este puterea Lui Dumnezeu care lucrează în noi. Efeseni 3, 14 la 21, o să vă citesc doar câteva fraze din această referință, ca să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască inimile voastre pe deplin, o altă imagine a maturității, dar cine face? Dumnezeu să vă facă să vă întăriți. Ca să puteți pricepe împreună cu toți sfinții lărgimea, lungimea, adâncimea, înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, să ajungeți plin de toată plenătatea lui Dumnezeu și din nou, cine e în stare să facă asta? Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, pentru că noi habar n-avem nici cum să ne rugăm uneori pentru maturitatea noastră. Nici nu ne dăm seama ce ne lipsește. Așa cum copiii noștri câteodată nici nu știu ce le lipsește, nici nu-și dau seama că sunt infantili, nici nu-și dau seama că sunt imaturi, nici noi nu știm câteodată. Dar El lucrează mai mult decât cerem sau gândim noi, în stare să facă, e puterea lui Dumnezeu care lucrează în tine. Colaborează cu puterea asta. Nu te împotrivi ei. Asumă-ți agenda lui Dumnezeu în acest sens. Acest adevăr aduce o mare mângâiere pentru sufletul care dorește creșterea și maturizarea. Dumnezeu este neobosit în a lucra în noi. Așa cum un părinte face totul pentru a facilita
creșterea și maturizarea copilului său, cu atât mai mult Dumnezeu va valorifica orice lucru din viața noastră pentru a ne conduce la desăvârșirea, adică asemănarea noastră cu Hristos. Tu unde-ți cauți desăvârșirea? O cauți? Și dacă o cauți, unde o cauți? Ce crezi că te poate face plăcut înaintea lui Dumnezeu? Ce te poate face mai matur spiritual? În propriile tale eforturi? În cărți de psihologie, de dezvoltare personală? În tradiții, în misticism? Sau în Hristos? În cunoașterea Lui. Ca eu să încep să acționez și să gândesc și să simt ca Hristos, presupune să petrec timp cu El în cunoașterea Lui, să-L studiez. El trebuie să fie obiectul studiului meu de-o viață. Și pe măsură ce-L studiez, te îndrăgostești de El. Nu-mi pot imagina ceva mai frumos decât Hristos. Vă spun sincer, îmi doresc să am ocazie să văd măcar o clipă fața Lui, să văd dragostea aia din ochii Lui. Haideți să-L studiem. Și unde îl vedem? Îl vedem în cuvânt, îl vedem în Scriptură, îl vedem în frații noștri. Câteodată mi se deschid ochii cu privire la Hristos când văd dragostea sau credința unui frate, când văd râvna cuiva, când văd răbdarea cuiva, când văd blândețea cuiva, chiar față de mine sau față de alții. Zic, Doamne, așa ești Tu. Ce frumos ești! Am văzut ceva din tine. Biserica e locul în care ar trebui să-L întâlnești pe Hristos în frați. Grupul de ucenicii e locul în care îl vezi pe Hristos, îl experimentezi pe Hristos. Scriptura este primul loc în care îl găsești în mod desăvârșit. Eu să mă opresc aici. Pavel spune și încheie versetele 6 și 7, cum L-ați primit pe Hristos, așa să și umblați în El, înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, sporind în ea cu mulțumire. Haideți să umblăm așa. Vreau să vă invit să plec în cap în rugăciune și întâi într-o rugăciune tăcută. Haideți să vorbim cu Tatăl nostru care este în ceruri, să vorbim cu Domnul Iisus Hristos și să-L rugăm să pună în noi pasiune pentru creștere spirituală. Tată Ceresc, venim înaintea Ta, Doamne, și mărturisim că de prea multe ori, prea puțin, ne-am dorit ceea ce Tu dorești pentru noi. Doamne, citim Scriptura și parcă nu vedem totdeauna pasiunea pe care o ai Tu pentru maturizarea și creșterea noastră. Ne mulțumim cu mult mai puțin. Ne mulțumim cu o stare de bine emoțională de multe ori. Nu tânjim pe cât ar trebui să tânjim după asemănarea cu Tine. Doamne, îți mulțumim că Tu ești credincios lucrării Tale și o vei duce la bun sfârșit și vei face mai mult decât cerem sau gândim noi. Dar Te rugăm, dă-ne, Doamne, ochi deschiși să vedem inima Ta și să colaborăm cu Tine, să colaborăm cu Duhul Tău cel Sfânt în maturizarea noastră. Doamne, dă-ne pocăință și dă-ne lacrimi atunci când trebuie să ne pocăim de indiferența noastră, de micimea țelurilor noastre când vine vorba de maturitate spirituală, de faptul că de multe ori alergăm după lucruri deșarte, după lucruri care nici măcar n-au valoare în ochii Tăi, lucruri care într-o zi va trebui să le lepădăm și să fie date, să fie arse în foc. Doamne, vrem să Te vedem pe Tine, așa cum am cântat. Deschide ochii inimii noastre să Te vedem pe Tine, să ne îndrăgostim de Tine. Doamne, dă să nu putem altfel decât să fim ca Tine. Mă rog, fă lucrarea aceasta în mine, fă-o în frații mei, fă-o în familia mea, fă-o în copiii mei, fă-o în societatea în care ne-ai pus și în numele Lui Hristos, numele care este mai presus de orice nume, fie înălțat și binecuvântat. Amin.